Tecălu, o rasă de câini destul de gălăgioasă. Pentru cei care nu știți și vă plac doar pentru aspectul lor lunguieț, sunt niște câini determinați, sunt niște câini gălăgioși. Dacă vrei să-ți iei tecăl, trebuie să iei neapărat în considerare aspectul lătratului, uneori excesiv. Leo, aici. Bravo. Să punem Lesa să lucrăm. Este a doua ședință cu Lesa, cu domnul Leo. Leo. Hei. Hai. Hai, hai, bucurie. Șezi? Bravo, bălanule! Hai să te vadă lumea cât ești tu de frumos! Acum ne-am mai obișnuit unul cu celălalt. Nu vrea să te ia în brațe. Nu vrea, nu vrea. El are un pic de lătrat. E un pic stresat. Dar facem treaba așa, Leo. Hai! Hai să mai mergem! Hopa! Nu sări să ne accidentăm! Hai! Bravo! Hai, bălanule! Ah, turbosistem! Aici! Bravo! Ei! Bravo! Ei! Bravo, Leo! Leo este dornic să învețe și măcăcios. Are niște recompense care sunt pe bază de miel. Cașcavalul nu e neapărat cel mai bun prieten al lui, așa că am apelat la recompensele pe care le folosește proprietarul atunci când se mai distrează cu Leo. Leo, pas! Nu pe acolo, măi! Tecălul, cățelul limuzină, așa cum mai este denumit, pentru că este un cățel lung, 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 lung și cu picioare scurte. Bălanule, și un pic de joacă după antrenament. Știe-mă, știe-mă. Da. Da. Ha, îmi place. Bravo banditule! Bravo banditule!